Șantierul Spitalului Municipal are toate șansele să intre în istoria Bacăului din punctul de vedere al costurilor. În numai 4 ani, proiectul s-a scumpit cu 70 de milioane de lei. Dacă în 2007 un consorțiu de firme din afara Bacăului a câștigat contractul de realizare a spitalului contra sumei de 149 de milioane de lei, în 2011 valoarea obiectivului medical se apropie de 220 de milioane de lei. Consilierii locale au aprobat la ultima ședință actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai spitalului, fapt ce a dus la mai multe schimburi de replici între conducerea primăriei și aleși. Primarul Romeo Stavarache s-a arătat nemulțumit că, într-un articol publicat în cotidianul Deșteptarea, a fost dezvăluită imensa inginerie financiară din spatele construirii spitalului. Edilul a pus pe seama majorării TVA scumpirea spitalului. Singura creștere este datorită faptului că vom achiziționa noi echipamente care să completeze secțiile care sunt impuse de către noua ordine a ministrului pentru noile secții care vor funcționa acolo și creșterea de TVA. Deci, ce a fost astăzi prin presă, vreau să vă spun că nu este absolut deloc adevărat și chiar rău intenționat. Și am vrut să fac această explicație. Constantin Drăgănuță, lider local din partea PDL, s-a arătat nemulțumit de explicațiile lui Stavarache. PDListul a arătat că majorarea TVA nu putea duce la scumpirea spitalului cu o sumă atât de mare. Sunt niște explicații ca să duc tot în acel raport în care spune eroare materială, 16 miliarde, dar aici a fost licitații pe execuții. N-am voie să mă joc cu eroare materială sau nu. Sau încă 10 miliarde, nu să-ți spun rău, încă 10 miliarde, tot în expunere, spune că este organizare de șantier, dar n-a fost de la început. Licitația care a fost la București, de proiectare pe exerție, se plătește exact că s-a licitat. După care noi am majorat în 2008 de ordonul Consiliului Local cu 10 miliarde de euro aproximativ, fie că au fost făcute niște studii, nu știu ce au mai fost făcute, nu mi-a după aminte exact atunci. Și s-a închis subiectul. Deci e la autoritate. E o lucrare nouă. Nu mă pot juca că am găsit alte lucruri. Dar vă uitați foarte clar. Deci se vede că... Deci dar, da, puțin, dar nu era normal. Nu. Ca o eroare materială să o corectez? Nu. Deci dacă un consumul... Dar dacă era de fapt 2, era normal să las 3 consumul fapt 2. Eu consumul că nu trebuie să mărim valoarea proiectului. Nu mai e valoarea. Ba da. În replică, șefa direcției tehnice din cadrul primăriei Bacău a opinat că la mijloc ar fi vorba despre o eroare materială produsă de unul dintre lucrătorii municipalității. Cristina Buzugan a apreciat că această eroare trebuia corijată. În devizul general aprobat inițial, la capitolul 3, ceea ce în documentele în care n-am participat această sumă, s-a observat că din însumarea tuturor valorilor la capitolul 3, efectiv s-a produs o eroare materială destul de semnificativă. Adică, în loc de 3 milioane și ceva fără TVA, de fapt este 5 și ceva. Deci, dacă ați însumat, Puteți să o primim un pic aici? Da. Puteți să considerăm că datorită acestei eroare materiale s-a câștigat licitația sau nu? Nu. Dacă vă uitați la capitolul 3, ce cheltuie? Am studii de prețuri, de administrație, de contracte de Ministerul, adică sunt cheltuieli care nici nu le-a făcut primăria. După aceea, sunt cheltuielile de proiectare, care le avem prinse în contract, dar din însum, aici, după aceea, consultanța asistență tehnică, deci consultanța iese din contractul nostru, studiile de prefezabilitate ies din contractul actual și din însumarea, chiar și după contometrițele, din însumarea celor valori, se vede că este o eroare materială cu o sumă considerabilă. La 4 ani de la inaugurarea șantierului, Spitalul Municipal este departe de a fi finalizat. Proiectul a devenit, în schimb, un mijloc de risipire a banilor publici. În 2007, un consorțiu de firme a câștigat construirea spitalului contra sumei de 149 de milioane de lei. Ulterior, costul proiectului a fost majorat la peste 190 de milioane de lei pentru ca, la ultima ședință a Consiliului Local, să se opereze o actualizare a costurilor până la valoarea de 218 milioane de lei.